Gurjanul care își conducea mașina pe strada Ștefan Odobleja a ignorat indicatorul stop și a pătruns în intersecție fără să se asigure. A fost momentul în care a fost izbit cu putere de o mașină care circula regulamentar pe strada George Coșbuc. Mașina a fost aruncată în zidul unei case și a rămas prinsă între acesta și un alt autoturism parcat lângă trotuar. Deschideți ușa aia din spate, domnule. Hai să împingem o țără mai în față de asta, două morții. Hai, pune, domnule, mâna, că sunteți oameni și lucruri. Nu ne uităm la oameni. Hai, bă, două morții! Hai, bă, hă, hai, bă, 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 ambulanță. Domnule, mă lăsați, domnule, trec jumătate de intersecție și dă-n mine. Hai, domnule, lăsați-mă. Stopul e acolo. Venind încoace, ca să poată să asigure de așa natură sparcate mașinile aici, că aici e tribunalul, e poliția, nu poți să le zici ceva că te amendează tot pe tine. Ieși mai în față. Înțelegi, dumneata, omul ăsta având drum cu prioritate, veni mai bagale așa. Și el din șin mai în față, omul ăsta nu-l văzut și dă-te în el și pugneam în colț aici. S-a lovit în plin. În plin. A venit tare și în halul ăsta să-l duc aici, în colțul ăsta. Nu se poate așa ceva. Supărați, cei doi șoferi s-au luat la ceartă până la sosirea polițiștilor. Cum, domnule, dacă eu sunt cu mașina aici, uite să vede exact un impact. Nu ați făcut stopul, vă mai enervați că nu ați făcut stopul. Aveți stop și aici și acolo. Domnule, eu circulam pe drum cu prioritate. Domnule, dar eu eram aici în jumatea intersecției. Așa la dumneavoastră intersecția asta, nu-ți permite să te asigur. Domnule, dar nici nu oprește nici nimic, nimic. Treceam pe drum cu prioritate, domnul n-a stat la stop. L-am lovit în lateral și l-am ricoșat în casa de pe colț. Pe ce stradă vă aflați dumneavoastră? Gheorghe Coșbuc. Iar domnul de unde vă? Domnul circula pe strada Ștefan Odobleja spre poliție. În mașina cu număr de gorji se aflau trei pasageri care au fost răniți în urma impactului violent. O fetiță și bunicii ei au primit îngrijiri medicale și au fost transportați de un echipaj de ambulanță și unul smurd la spital. Cine e fetița? Trei. Polițiștii de la serviciul rutier au deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. Permisul conducătorului autoturismului marca Ford, care nu a respectat semnificația indicatorului oprire, va fi suspendat. Șoferul din Gorj nu a oprit la stop pentru a se asigura, însă evenimentul rutier s-a produs și din cauza că la fiecare din cele două colțuri ale străzii Ștefan Odobleja se aflau mașini parcate care împiedicau vizibilitatea, fapt interzis de lege.